Mă simt deosebit de onorat să particip la acest eveniment care, pe de o parte, evocă una dintre cele mai sensibile și spinoase probleme ce se manifestă azi în Europa și nu numai, cea a resurgenței antisemitismului, dar, pe de altă parte, ne oferă nouă, celor care suntem implicați în domeniul cultural și educativ, posibilitatea ca, prin mijloacele noastre, să atragem atenția asupra pericolelor, amenințărilor izvorâte din această atitudine și să contracarăm acest rău. Punctul culminant al politicii antisemite a fost atins în timpul celui de-al doilea război mondial, prin holocaustul evreilor europeni care trăiau fie în Germania și statele aliate cu ea, fie în țările ocupate de naziști. Cele 6 milioane de victime ale holocaustului indică, fără drept de apel, ce rezultate aduce discursul bazat pe ură. Așa cum am amintit, politica de discriminare a fost aplicată în numeroase state europene și, din păcate, acest lucru s-a întâmplat și în România, aproximativ 200.000 de evrei găsindu-și moartea în ghetourile și lagărele din Transnistria. Aceste evenimente tragice nu trebuie date uitării, cu toate că, dacă o parte din supraviețuitori au depus mărturii despre condițiile inimaginabile în care au trăit, scopul fiind să transforme oamenii în neoameni, alții au tăcut deoarece au vrut să dea uitării iadul lagărelor. Astăzi, numărul martorilor este din ce în ce mai mic, de aceea trebuie să păstrăm vie memoria lor. De necrezut, la sfârșitul războiului, astăzi Europa este încă bântuită de ideologia asemănătoare celor din anii 30 ai secolului trecut, al căror produs final a fost Holocaustul. Aceste idei trebuie să ne călăuzească în atitudinea noastră față de ideologiile nocive, față de cei care încearcă să nege adevărurile istoriei, printre care și Holocaustul. România a avut și are o politică coerentă în combaterea acestor concepții. Ea și-a îndeplinit cu succes rolul de președinte al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, unde, la celorlalte state membre, a elaborat definiția de lucru a antisemitismului, preluată din ce în ce mai mult și de alte state, iar, în calitatea ei de deținătoare a președinției rotative la Consiliul Uniunii Europene, a inițiat recent la Bruxelles o conferință legată de combaterea antisemitismului. Thank you.